Deputații Radei Supreme de la Kiev au adoptat o lege cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat, care își consacră drepturile exclusive asupra altor limbi într-o țară multinațională. Cu alte cuvinte, acum toți cetățenii țării vecine sunt obligați să folosească limba ucraineană în toate sferele vieții, iar așa numiți inspectorii de limbă vor avea grijă ca acest lucru să se întâmple. Decizia a fost susținută de 278 de deputați, cu un minim de 226 necesar pentru adoptarea proiectului de lege. 278 за, рішення прийнято. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. Запам'ятайте цей момент. Legea propune introducerea unui avocat parlamentar pentru protecția limbii de stat, care va fi numit și demis de cabinet. Sarcina sa este de a proteja limba ucraineană, precum și drepturile cetățenilor de a primi informații și servicii în toate sferele vieții publice pe întreg teritoriul Ucrainei în limba de stat.